Bună ziua, doamnelor și domnilor, Magda Popescu sunt și urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi discutăm despre sănătate, despre ce se întâmplă în sănătate și cum și dacă reușim să prevenim sănătatea vâlcenilor. Alături de mine se află două doamne care sunt foarte implicate într-o campanie socială Prevenim Sănătatea, campanie socială care se desfășoară în cadrul organizației județene a PSD Vâlcea, pentru că PSD și-a ales conducerea, doamnelor și domnilor, ați văzut, a venit și domnul premier Marcel Ciolacu, i-a binecuvântat pe cei de la Vâlcea, le-a dat toate cele și acum oamenii s-au pus pe treabă, deși această campanie este în derulare de ceva timp. Discutăm despre această campanie de sănătate cu doamnele care o gestionează la nivelul județului Vâlcea, Mihaela Mirea. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Și doamna Mădălina Mitrache, medic, primar oftalmolog, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Cu drag! Haideți să discutăm despre această campanie demarată la nivelul organizației județene a PSD Vâlcea, Prevenim pentru Sănătate. Este o acțiune pe care noi am început-o în urmă cu peste 2 ani de zile, în ideea de a ajuta cât mai multe persoane să înțeleagă cât de importantă este prevenția. Am pornit această campanie cu gândul că foarte multe persoane încă nu conștientizează importanța prevenției. Nu au o legătură cu medicul de familie, nu se duc anual să-și facă analizele uzuale și de aici îi pleacă foarte multe probleme. De la acest principiu am plecat că este nevoie de un impuls, să zicem, să-i motivăm un pic, să-i facem să înțeleagă cât mai mult cât de important este să previi, pentru că numai așa poți evita anumite dezastre care se pot întâmpla până la urmă cu viața noastră într-un final. Acesta a fost motivul pentru care ne-am gândit să începem această acțiune. Într-adevăr, când am pornit, nu ne-am gândit că va avea un asemenea succes, dar ulterior s-a dovedit într-adevăr a fi o mare reușită. Doamna Mitrache, iată, și noastră sunteți membru în cadrul acestei campanii. Spuneți-mi, în afară de faptul că, sigur, dar nu știu, contează foarte mult partidul, dacă mă întrebați pe mine. Cred că contează faptul că această campanie se întâmplă și că ajungeți în locuri, până la urmă, greu accesibile din județul Vâlcea. Exact. Cel mai important este că noi ne punem în slujba oamenilor, indiferent de culoarea politică a acestora. Unii poate nu au nicio afinitate politică, nu acest lucru ne interesează. Adică când ajung la consultații nu le cereți carnetul de partid? Cu siguranță nu și nici nu îi tratăm preferențial. Oricum nu le punem asemenea întrebări care țin de intimitatea fiecăruia și sunt niște opțiuni pur și simplu subiective. Noi pur și simplu încercăm să găsim principalele boli, cele mai frecvente, cele mai rare, de ce nu, tratăm orice patologie ni se adresează sau, dacă ne depășește situația, încercăm să-i direcționăm pe pacienți unde considerăm că aceștia ar trebui să ajungă pentru un tratament corespunzător. Doamna Mira, ți-a spus că de 2 ani de zile este în derulare această campanie. Haideți să încercăm cumva să identificăm și principalele probleme cu care v-ați confruntat, dar și ce ați descoperit de-a lungul acestor 2 ani. Primul și în primul rând, ce am observat este neglijența din partea cetățenilor. Nu dau importanță cât ar trebui să se cuvină sănătății. Adică prevenția. Prevenția, da. Pentru asta de-aia și titlul campaniei este Prevenim. Încercăm de la titlu să-i atragem un pic să înțeleagă ideea acțiunii. Într-adevăr, problemele sunt foarte multe și mai ales în localitățile îndepărtate. Cu cât sunt mai departe de Vâlcea, cu atât problemele sunt mai mari. Și am observat de ce. Cei mai mulți sunt vârstnici, care poate nu au cu ce ajunge neapărat până la Vâlcea. La cei tineri intervine și comoditatea. Mulți spun că din lipsa timpului nu e ceva urgent, nu-i doare și atâta timp cât nu te doare și nu te simți rău, nu te duci la medic, în concepția dumnealor. Deși bine este să te duci, indiferent că nu te doare nimic sau nu ai o problemă. Preventiv, cum spunem, să faci un control la un an? Măcar la 6 luni sau hai să zicem și la un an ar fi ideal dacă am merge să verificăm puțin starea de sănătate. Dar acest lucru nu prea se întâmplă.
Ori asta încercăm noi să discutăm, pentru că atunci când mergem în acele acțiuni, nu mergem efectiv doar am măsurat o tensiune, o glicemie, mergi mai departe. Noi stăm efectiv de vorbă cu dânsii. Vin cu diverse probleme, fel de fel de, deci de multe ori ne mirăm ce ne pot întreba și trebuie să avem răbdare, să discutăm cu dânsii, să le explicăm absolut tot ceea ce ne întreabă. Îi mai dirijăm și către cabinetele de specialitate, pentru că sunt multe situații care ne depășesc, pentru că noi avem anumite competențe, deci nu ne putem băga peste partea medicului. Și atunci, unde competența este depășită, încercăm să-i ajutăm programându-i la cabinetele de specialitate. Deci eu chiar fac chestia asta, îi programez, le cer datele, așa încercând să-i mai scutez din drum, pentru că mi-au spus și problema asta. Păi da, dar până vin eu la Vâlcea odată să mă programez, durează, stau la cozi interminabile. Și atunci încerc să-i ajut pe partea asta. Le fac eu programările, îi anunț telefonic data și ora când să se prezinte și i-am ușurat. Deci și asta consider că vine în ajutorul lor, dânșilor, destul de mult. Da, cu siguranță. Doamna Mitrache, dumneavoastră, dacă ar fi așa să faceți, să vă uitați în spate, cum, ce ați concluziona într-un fel? Că este un demers extrem de salutar, care face extrem de mult bine județului nostru. Chiar dacă noi ne rupem din timpul nostru liber, din duminica dedicată familiilor noastre, nu regretăm absolut deloc acest lucru, deoarece pentru noi este un efort mult mai mic în comparație cu efortul oamenilor care poate își diagnostichează foarte târziu anumite boli și poate au complicații. Și atunci atât pacienții în sine, cât și familiile aparținătorii acestora vor fi trași într-o luptă cu recuperarea sănătății, care se poate desfășura pe un parcurs foarte lung de timp. Bineînțeles că o să continui să particip cât de des posibil și cât îmi permite timpul, o dată, de două ori pe lună, chiar și de trei ori, trei duminici pe lună, încercând să ajungem în cele mai îndepărtate colțuri ale acestui județ, care este mare, după cum știm. Da. Și, din păcate, ne confruntăm cu o populație care este îmbătrânită. Îmbătrânită, da. Exact. Care de foarte multe ori poate nici nu are acces la telefon mobil și poate le este și greu, cum zicea și doamna Mirea, să-și facă o simplă programare telefonică în ambulatorul de specialitate pe oricare dintre specialități în Spitalul Județean Vâlcea. Și atunci, practic, noi reprezentăm un liant între aceștia și adresabilitatea către medici. Da, doamna Mirea, dumneavoastră aveți dreptate că reușiți cumva să îi conștientizeze acești oameni că au probleme de sănătate și că au nevoie să fie consultați de medici de specialitate. Dar știm cu toții că, sigur, în sănătate sunt sincope și nu puține și atunci când începi să te cauți, trebuie să, trebuie să ai și banii necesari, nu pentru mită sau altceva, ci doar pentru a plăti consultațiile. Adică nu vorbesc de a da banii într-un sens negativ. Da, dar acum, programându-se în ambulatoriu de specialitate, acolo nu există costuri. Și atunci, în policlinică. În policlinică, da, da. Și atunci asta vine în ajutorul dânșilor. Dar v-am spus, repet, le este greu, mai ales celor vârstnici. Cu tineretul mai scoatem la capăt, dar cu cei vârstnici este foarte greu. Și totuși, din ce am constatat, deși le este greu, tot vârstnicii sunt cei care se controlează, să spunem așa, mai mult. Sunt mult mai atenți la starea dumnealor de sănătate decât tinerii. Asta am constatat-o prin toate localitățile pe unde am mers. Deci și adresabilitatea către noi este mai mare din partea celor vârstnici decât din partea tineretului. Da, bine, odată cu vârsta te mai și înțelepțești, începe să te mai doară una alta, începe să spui întrebări, când ești tânăr nu te doare nimic, știți cum e. Da, da, să știți că am întâlnit persoane a 90 de ani, 80 și ceva de ani, care spuneau că nu au mers în viața dumnealor la medic. Și deci, la 90, nu, da. La 90 de ani să nu te apropii de medic sau așa, deci au trăit și altfel, eu cred că și viața dinainte, din anii care au trăit dumnealor, a fost altfel. Și alimentația până la urmă. Da, nu contează. Era stresul care este acum. Alimentația era mult, mult mai sănătoasă decât ceea ce consumăm noi în ziua de azi. Și cred că asta i-a ajutat să ajungă la vârsta de 90 ceva de ani sănătoși, spre deosebire de o persoană de 40 de ani grav bolnavă. Deci am avut situații, doamnă de 42 de ani cu un cancer urât de tot,
nu știa că are, deci a fost descoperită în urma ecografiei făcută de domnul doctor. Asta vreau să vă întreb, și ce cazuri... Și a rămas foarte... Dar ce ne-a surprins pe noi, că nu conștientiza. Bine, noi nici nu puteam să-i spunem direct problema, ce s-a văzut acolo, era clar ce este. Am încercat să o luăm așa mai pe ocolite, să o ducem cât de cât către, dar era foarte... Când o să am timp o să mă duc, noi insistam că totuși trebuie, este o urgență. Voi vedea, deci nu ne-am înțeles, până la urmă a trebuit să discutăm cu familia ca să o convingă și să-i spună la un moment dat de fapt ce suspectam. Care era, că era de fapt o problemă foarte, foarte gravă. Da, da. Bun, cazuri grave, haideți să zicem așa. Păi, de când mergem cu domnul doctor și face aceste ecografii, să știți că au descoperit foarte multe cancere în stadii avansate, deci nu incipiente. Și v-am spus ciudat că nu știau. Deci acuzau diverse probleme și abia atunci, în urma ecografiei, s-a depistat ce are. Iarăși insist pe prevenție. Deci dacă acel om își făcea la un moment dat o ecografie, ar fi văzut într-un stadiu foarte mic acea tumoră. Alta ar fi fost situația, altele ar fi fost șansele. Dar dacă tu vii în urma acestei acțiuni, da, și ai descoperit total întâmplător când ea este deja într-o fază destul de avansată, mult mai greu să mai oprești. Bun, deci până la urmă, doamna doctor, știu că sunteți medic oftalmolog, dar când vorbim de prevenție, cred că este așa o plajă generală, da? Cât de atenți trebuie să fim la sănătatea noastră? Extrem de atenți. Din păcate, cum zicea și doamna Mirea, găsim pacienți care pot reprezenta chiar și urgențe oftalmologice, nu neapărat urgențe amenințătoare de viață, dar oftalmologia și bolile asociate acestea au un impact deosebit în viața noastră de zi cu zi, ținând cont că noi primim peste 90% din informații prin văz. Din păcate, întâlnesc persoane care se știu de ani de zile că nu mai văd, de exemplu, cu un ochi, adică le spun, îi consult și le spun, știți că dumneavoastră nu vedeți cu acest ochi? A, păi nu mai văd de foarte mult timp cu el. Wow. Și cam de cât timp? Păi să fie vreo 2-3 ani. Și atunci invit cu maximă căldură să își facă un control. Cel mai frecvent este vorba de cataracte foarte avansate, neglijate. Cataracte și... care sunt operabile. Cu siguranță, da. Totul este să nu aștepți până la nivelul la care să riști complicații, cum ar fi glaucomul sau alte patologii asociate unei cataracte netratate la timp, care ulterior poate deveni și dureroasă. Nu neapărat că îți pierzi acuitatea vizuală, nu mai vezi foarte bine, dar începe ochiul acela să devină dureros. Iar din păcate pacienții ajung la medic în momentul în care ceva îi doare. Până atunci, nu. Da. De asemenea, un alt impact deosebit îl are diabetul asupra vieții și asupra vederii, ochiul fiind unul dintre organele țintă care este atacat de către diabet. În determinările glicemice pe care colegii mei le fac, am întâlnit situații cu glicemii foarte mari, vorbim de 400, poate chiar și peste. Wow, deci diabet umflare. Da. Un diabet necontrolat, medicamentos și prin regimul igienodietetic. Da. Trebuie menționat că o glicemie care depășește 500 poate ajunge către comă diabetică. Okay. Lucru pe care nu ni-l dorim, adică pacientul își pierde starea de conștiență, nu mai este responsiv, solicită intervenția ambulanței și poate și deceda dacă nu este controlat. Iar diabetul este o boală care afectează ochiul. Cam peste 50% dintre pacienții care au diabet mai vechi de 10 ani prezintă complicații oftalmologice. De regulă, și corectați-mă dacă vă greșesc, diabetul cam declanșează și celelalte boli în organism, cele cardiace, cele... Exact. Nu? Diabetul are trei organe țintă pe care le afectează, și anume inima, rinichiul și ochiul. Sunt cele trei organe afectate cu precădere. Adică se asociază cu pierderi de vedere, cu infarct miocardic acut și cu insuficiență renală. Pacienți care ajung la dializă din cauza unui diabet netratat sau care nu este bine tratat. Am înțeles. Dar nu sunt atenți. Asta e că atunci, deci, iarăși am întâlnit foarte multe situații în decursul campaniei, când măsurându-le glicemia, au venit foarte relaxați, fără aparent nicio problemă, și le-am găsit o glicemie de 400 și. Și erau foarte mirați că nu este bun aparatul nostru. Ok, i-am mai luat cu încă un aparat și cu încă unul,
valoarea a fost aceeași, că n-avea cum să fie, sunt aparate performante. Români părcotași, da, nu există, da. I-am demonstrat că așa este și tot nedumerit a rămas. L-am sfătuit să meargă la medicul de familie să-și mai verifice o perioadă de timp regulat, să-și verifice valoarea glicemiei. A plecat, sper să fi înțeles, dar după cum a plecat, nu prea cred că a înțeles gravitatea situației și ce riscă prin acea valoare atât de mare a glicemiei. Dar dacă omul se simțea bine, nu-l durea nimic, chiar mi-a spus, păi mă odihnesc, mănânc. Păi diabetul nu doare, păi, parcă. Deci se duc la medic doar când îi doare ceva. Și atunci, dacă omul chiar așa se simte, mănânc bine, dorm bine, de ce, doamnă? Nu știu, de ce fac și această campanie? Tocmai ca să conștientizați. Păi, în primul rând, doamnă, cred că faceți această campanie pentru a obține voturi, că tocmai ce ați fost aleasă vicepreședinte a Organizației Județene a PSD. Bănuiesc că, cum să vă zic, punctul final sunt alegerile de la anul, adică, nu? Asta nu are importanță, că sunt sau nu sunt pe plan politic ceva. Eu acțiunea asta oricum o voi face a la lung, deci nu, pentru că odată ce ne-am ales meseria asta, clar suntem dedicați oamenilor și dacă am pornit să facem ceva bun, vom continua să facem indiferent de politic. Dacă respectiva formațiune politică este astăzi, poate mâine nu mai este, noi vom continua cu aceste acțiuni din punct de vedere umanitar, pentru că într-adevăr sunt foarte bune. Și să știți că este îmbucurător atunci când te întâlnești cu pacienții care te recunosc și spun, știți că atunci m-ați trimis așa și a fost foarte bine. Și asta este o mulțumire mai mare decât orice vot și orice altceva. Deci da. De acord, dar ca și finalitate, să zicem, pentru la anul, să revenim la cazurile întâlnite în decursul acestor caravane pentru sănătate. Copii, să știți, se adresează foarte mulți copii. Părinții aduc copii la aceste consultații și, într-adevăr, am găsit probleme și la copilași. Glicemii foarte mari la copii de 5-6 ani. Deci la un copil de 5 ani se găsește o glicemie de 200 și da, cum se este poate destul de mare. Copilașul și un pic obez. Și mama era foarte relaxată că mănâncă bine, este grăsuț, dar altceva n-are. La fel l-am trimis, i-am indicat unde să meargă, să-i facă un set de analize mai complete ca să vadă care e problema. Vârstnicii, la fel cu probleme, în general pietre la rinichi, diverse afecțiuni ale ficatului, doamna doctor pe partea de oftalmă găsește extrem de multe, asta să mă spună doamna doctor. Da, da, de exemplu, chiar în materie de copii, foarte frecvent este strabismul. Adică mămica spune că e cam fuge acest ochișor de... Cam de când? Păi cam de când s-a născut îi fuge acest ochișor. Și atunci o întreb, v-ați adresat cumva vreunui medic oftalmolog să faceți vreun consult? Răspunsul e cam standardizat, pentru că mămicile răspund, m-am adresat medicului de familie, iar acesta susține că trebuie dus copilașul atunci când acesta va învăța să citească, ca să ne poată spune la panou literele în momentul în care îi facem testările. Lucru care este greșit, este fals, deoarece noi nu avem nevoie ca medic oftalmolog să ne orientăm diagnosticul în funcție de cât de bine citește sau nu acel copilaș. Se pot interpreta desene, există o serie de... Exact, există aparatură specială pentru copii, pentru determinarea dioptriilor. Și este foarte important de menționat că vederea se formează până la vârsta de 6 ani, adică dacă strabismul respectiv nu este tratat la timp, adică copilul nu poartă ochelarii care îi trebuie în acel moment, exact, și nu face exerciții de acoperire a ochiului care nu fuge pentru a-l stimula pe cel care fuge, cel care este deviat spre nas sau spre ureche, trebuie acoperit ochișorul sănătos pentru că acesta ambliop, adică leneș în termeni populari, da. Să fie stimulat astfel încât la vârsta de 6-7 anișori să înceapă să vadă la fel de bine cum vede cu cel care nu deviază. Eu, problema aceasta cu fiica mea, eu am descoperit extrem de întâmplător la 4 ani că are probleme de vedere, dar pur și simplu, eu aveam o consultație gratuită la oftalmologie și zic, eu nu mai am nevoie că nu-mi creșteau dioptriile, că eu mi le verific cam la 3 luni, 6 luni și zic să-i facă fiicei mele și avea 4 ani și ceva și am descoperit probleme de vedere și puneam, am mers sigur, la foarte mulți medici la vremea respectivă și punea pe ochișor și era o chestie de ori cu chirat, ori cu delfin, ori cu peștișor, că era foarte încântată că trebuia să-l forțeze, exact ce spuneți, exact. Pe cel leneș să
Sigur, adică este o terapie care nu este costisitoare, nu implică... Dar acela, aici vreau să ajung, pentru că pe mine, când m-am dus cu ea la... Ce, dar cum ați descoperit așa? Că ce de regulă părinții descoperă când copilul merge la școală. Deci asta este un pic și un pic de... Dar nu părinții trebuie să descopere, ci medicul de familie, din punctul meu de vedere, și care mai departe, sau medicul pediatru, care mai departe trebuie să direcționeze corect familia. Asta ar fi prioritar. Da, bun, bine că reușiți dumneavoastră, iată, să identificați cazurile acestea. Deci ar fi, ce ar fi? Diabet, obezitate, strabism, l-am copii, vorbim. Așa, după aceea ne adresăm accidentelor domestice, care, din păcate, în mediul rural sunt extrem de frecvente. Vorbim de sudură fără ochelari de protecție sau fără mască de sudură, persoane care motocosesc fără ochelari de protecție și atunci le sar diverse pietricele, lemne în ochi, care se soldează cu traumatisme, care pot duce inclusiv la pierderea vederii. Cele mai frecvente sunt așa zisele șpanuri care intră în ochi, reprezintă bucățele de metal. Pentru care... că românul nu înțelege că atunci când muncește trebuie să se protecția muncii. Exact. Dacă spune omul, puneți măcar niște mânuși. Sunt și ochelari de protecție. Minimal. Exact. Și din păcate chiar și dacă au bucățele de metal înclavate în cornee sau corp străini în ochi, amână foarte mult momentul până când se adresează medicului. De ce se întâmplă lucrurile astea, doamna doctor? Probabil că din comoditate, poate și din frică. Mulți se duc la farmacie, se automedichează, solicită ajutorul farmacistei, care de multe ori le oferă un tratament care nu este benefic, desigur, poate chiar face și rău pe alocuri. Sau apelează la locuri băbești. Da, nu mai sunt. Când este chestii în ochi, că așa a spus vecina, că merge să scoată respectivul corp. Da, trebuie să menționez că la nivel ocular nu se pot folosi decât produse de uz oftalmologic. Adică nu putem folosi creme pe care le folosim pe celelalte părți ale corpului, nu se folosește lapte matern, zeamă de lămâie, țuică, tot felul de tratamente care mai de exact, care pot produce țuică, vă dați seama. Da. Acum unele să știți că funcționează, nu zic, nu la ochi. Sau cea de mușețel, de asemenea, nu se indică. Pentru că este... Cum? Că mușețelul e valabil pentru orice, de doar e ceva mușețel. Are foarte multe bacterii, ceaiul de mușețel. Da? Putem folosi apă fiartă și răcită. Asta da, putem folosi pentru a ne spăla la ochi. Da, bicarbonat de sodiu. Nu. Și acela este leamul universal, știți? Bicarbonatul de sodiu e bun la orice. De la păr până în vârful unghiilor. Zona ochilor este cea mai sensibilă de pe corpul uman. De aceea toate produsele de uz oftalmologic sunt extrem de blânde, în concentrație mult mai mică decât cele care se folosesc pe tegumente sau pe alte părți ale corpului. Dar orice, dacă e să luăm invers, orice produs oftalmologic, de exemplu cremele, le putem folosi cu încredere pe orice parte a corpului, pentru că sunt extrem de blânde și nu provoacă leziuni, cum s-ar produce viceversa. Da, doamna Mira, haideți să concluzionăm pe partea aceasta de campanie socială de prevenire pentru sănătate, pentru că pe aia vreau să discutăm un pic de Spitalul Județean de Urgențe. Da, vom continua să facem aceste acțiuni, v-am spus, cât va fi nevoie și atâta timp cât oamenii ne solicită, am ajuns practic acum să mergem aproape în fiecare duminică, pentru că duminica este ziua dumnealor liberă, chiar dacă este și a noastră, o dedicăm dânșilor. Atunci sunt acasă, nu lucrează, nu sunt muncile câmpului și de aceea le punem duminica. Sunt foarte, foarte multe cereri, am ajuns în multe localități, dar mai avem foarte multe în care trebuie să ajungem și deja ne solicită cei la care am fost să revenim. Ori vă dați seama că întâi trebuie să acoperim cât mai mult acolo unde n-am fost și după aia să revenim. Dar scopul dumneavoastră, în afară de cel politic, care ar fi? Să facem bine. Deci ăsta este principalul scop. Să ajutăm și chiar am reușit. Deci pe mine asta mă mulțumește foarte mult, că am reușit. Atâta timp cât pot să spun că am și salvat vieți, pentru că i-am trimis la momentul, chiar dacă a fost un pic mai târziu, am reușit să salvăm. Asta îți dă oarecare satisfacție. Mai mare ca orice. Vă rog, doamna doctor. Cum spunea și doamna Mirea,
Pentru noi chiar aș putea spune că este o oportunitate să facem parte dintr-o asemenea campanie. Poate chiar nu aș numi o campanie, ci mai mult organizație în care picăm de acord și suntem, avem aceleași gânduri și aceleași sentimente care ne unesc în acest scop, zic eu, benefic și salutar, ce nu cred că ar avea niciun fel de notă discordantă cu absolut nimeni categoric, din alte partide politice sau alte organizații. Adică nu deranjăm pe nimeni. Exact. Nu deranjăm pe absolut nimeni, iar scopul este unul nobil, din punctul meu de vedere. Nimeni nu ar avea ce protesta legat de acest scop. Am mai fost întrebată, mai apropo și alte formațiuni care au făcut după voi această chestie. Foarte bine, ce am de comentat. N-am nimic de comentat decât de bine. Poate să fie în fiecare zi acest cât gen mai de multe, acțiune. Cu atât mai bine. Toate formațiunile pot face acest lucru, că este în folosul oamenilor. Și corect. Zilnic, dacă s-ar desfășura și să ne ducem doar noi duminica, ar fi ideal pentru... Păi chiar ar fi benefic să existe mai multe astfel de organizații. Deci cât de multe, pentru că ajuți și chiar ajuți foarte mult. Și atunci de ce să am ceva împotrivă că a făcut și ăla și a făcut foarte bine să facă toată lumea? Acum eu vă mai, sigur, ideea noastră este una minunată. Și luat așa, cum să zic, la propriu, e minunat ce faceți. Însă avem totuși un sistem de sănătate șubret. El se numește a fi gratuit. Știm cu toții că nu este atât de gratuit pe cât se spune. Că mai e de lucrat aici și eu cred că avem nevoie de politici la nivel național pe termen mediu și lung pentru a reuși să ne bucurăm și noi de servicii medicale de sănătate ca în Occident. E drept că dacă este să te uiți pe partea cealaltă și acolo costurile sunt foarte mari. Nu oricine își permite să se opereze în Austria, în Franța, în Germania, ba chiar și în Turcia, dacă este, unde sunt niște clinici extraordinare. Acum, de curând, am citit materiale în sensul acesta. Și de aceea cred că trebuie să ne concentrăm pe aceste spitale județene de urgență sau spitale municipale, și să funcționeze lucrurile aici, pentru că nu toți au bani să se trateze. Exact. Și atunci vă întreb dumneavoastră, doamna Mira, sunteți asistent șef la secția de neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea. Multe povești, multe controverse, întotdeauna asistentele sunt de vină, au cerut aia, au cerut... Între adevăr și mit, unde ne situăm? Să zicem undeva la mijloc. Aproape de mijloc, nu chiar. Este într-adevăr, adică trebuie să recunoaștem și faptul că mai este de lucrat și la comportamentul cadrelor medicale. Deci nu putem spune chiar că toată lumea se comportă excepțional și doar pacienții sunt vinovați. Nu. Sunt și cadre medicale care au un comportament nu tocmai adecvat. Dar, în general, toată lumea se poartă frumos cu pacientul, sunt atenți la nevoile pe care acesta le are. Însă ne mai lovim și de partea cealaltă, de comportamentul pacientului față de asistentul medical. Aici problemele sunt mai urâte, pentru că în ultimii ani se merge pe principiul ăsta, vine în general aparținătorii, să știți, nu bolnavul. Deci bolnavul este cu minte la locul. Păi el e bolnav. Da. El nu poate să mai facă atâta gălăgie. Aparținătorii sunt cei care creează într-adevăr probleme mari și vin direct puși pe ceartă. Deci fără să te întrebe, fără să aibă o discuție, vin direct, vreau să fac chestia asta sau mă duc la manager și chiar mai sus. No. Dar nu așteaptă okay. Să-i dai un răspuns, să vezi despre ce-i vorba. Nu, vine direct și te amenință. Vă imaginați că toți avem povești din spitale. Categoric. Cu asistente, cu medici, cu infirmieri. Deci toți înțelegeți și că oamenii nu ajung în spital de... Aici cred că empatia dumneavoastră ar putea să schimbe un pic lucrurile. Și vă spun de ce. Eu înțeleg poziția dumneavoastră. Vă dați seama, vii în dureri, în ție rău, ție nu știu ce, aparținătorul iară, e și ăla nervos, agitat, e al cu mașina, adul, trăiește sau nu trăiește, moare, nu moare, are nevoie, nu înțelegi de multe ori ce, că nu, tu nu ai informațiile astea, că nu lucrezi în domeniul medical și nu știi de ce are nevoie omul pe care îl iubești sau omul de care ți-e drag sau părintele de care trebuie să ai grijă. Normal că îți ieși din fire.
Știu că nu e ușor nici pentru dumneavoastră, dar cred că undeva lucrurile trebuie să se alchimizeze. Da, sunt și situații când, într-adevăr, nici aparținătorii nu primesc informațiile minime pe care le solicită. Deși aici trebuie să recunoaștem. Sunt probleme și la capitolul ăsta, adică îți ceri un minim de informație și e pasat de colo-colo. Asta nu e plăcut, de asta spun, mai trebuie lucrat la comportamentul cadrelor medicale și nu neapărat al asistentelor, chiar și al medicilor. Pentru că de multe ori, dacă e să recunoaștem, mai drăguțe sunt asistentele decât medicii. O asistentă îți dă mai multe informații, medicul ori este obosit, ori nu are dispoziția necesară și la fel aparținătorii și chiar bolnavii pe noi ne solicită și în momentul în care spui, întrebați și medicul, da, dar nu vreau să-l supăr, nu vreau să-l deranjez, nu vreau, deci au față de medic, stau mai așa, pe noi poate să ne terfelească. Și asta e adevărat. Și asta e adevărat, dar vă rog, doamna doctor. Oricum, trebuie să nu uităm faptul că spitalele județene în general reprezintă niște eroi ai sistemului sanitar din punctul meu de vedere. Mai ales în zona de UCU, da. Pentru că aici vin cele mai grave cazuri. Noi suntem practic linia întâi de interacțiune a pacientului cu sistemul de sănătate. Tratăm patologii de care trebuie să ne ocupăm extrem de rapid, pentru că se pot solda cu pierdere a vieții, da, sau a vederii în cazul nostru, dar nu se compară cu un spital de cronici, de exemplu, unde pacientul vine investigat, este echilibrat, există o grămadă de timp când se poate vorbi, discuta, explica atât cu pacientul cât și cu aparținătorii. Ce ar mai trebui menționat este că, într-adevăr, ar trebui să fie o interfață mult mai bună între spitalul județean, nu neapărat Vâlcea, ci oricare spital județean, și aparținători și familiile pacienților. Adică ar trebui să existe un loc unde aceștia să poată suna, să existe o persoană... Ar trebui să existe un telefon al pacientului. Exact! Unde să poată vorbi cu un purtător de cuvânt al departamentului respectiv. De foarte multe ori, de exemplu, la noi aparținătorii sună pe secție și solicită medicul curant la telefon. Acesta întotdeauna va veni în măsura timpului sau se comunică pacientul, aparținătorului. Vă rog să sunați în intervalul orar cu tare și atunci cu siguranță îi se răspunde. Prin filme. Nu, sigur, standardele sunt ridicate acolo. Mai vedem și noi prin filme cu medicul acela sau doamna doctor, domnul doctor, este cu mâinile în buzunar, sigur foarte așa afectat și spune dacă pacientul trăiește sau moare. Adică la noi apuci informația de pe unde se poate. Da, dar eu consider că și dacă se sună la numărul spitalului, la triaj se cere departamentul respectiv, doresc să iau legătura cu medicul X care se ocupă de mama, cu siguranță va reuși să comunice cu acesta. Informații se primesc pentru că zilnic sună. Deci la noi pe secție zilnic sună și vorbesc cu toți medicii care au pacienți în grijă. Dar mai sunt situații, sună, a sunat o doamnă într-o zi, păi a patra oră care sunt după doctor și nu e bun, dar doctorul de acele patru ori, de fiecare dată a fost ba la UPU, ba pe altă secție, la un consult. De-aia poate că ar trebui să existe niște oameni specializați care să vorbească cu pacienții. Nu știu, zic și eu acum. Nu ar sunt, fi ideal, dar noi nu suntem suficiente la număr pentru a trata pacienții și a îngriji. De unde să mai avem... Corect, și asta este foarte adevărat, deci, pentru că ce mai este adevărat este și faptul că în ultimii ani s-au făcut investiții imense, majore în Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, însă în domeniul acesta al resurselor umane cred că mai este de lucrat. În primul rând, iată, să dărâmați miturile acestea cu asistentele care nu-și fac treaba sau infirmierele care nu fac nu știu ce. Apoi mai ești pe partea de salarizare, dar amanta lui nu știu care, soția lui nu știu care. Doamnă, există discuțiile acestea, adică... Sunt. Cred că ar trebui să depășim momentul și mai ales ca să zic că pe acolo s-a mai băgat și degeau pe fir și segeau și DNA-ul, adică ar trebui ca oamenii să înțeleagă că nu se mai fac lucrurile cum se făceau în urmă cu ceva ani. Da, aici mai trebuie lucrat și la capitolul ăsta. Ce a fost, a fost, acum este cu totul altceva. Suntem într-un ritm mult mai rapid acum, nu mai avem timpul necesar și până la urmă ne-au și îngropat cu extrem de multe hârtii. Birocrația, da. Deci asta ne termină, nu mai avem timpul alocat pacientului atât de mare față de timpul pe care îl alocăm hârtiilor. Deci foarte mult. Avem la pacient dosar, nu mai avem foaia pacientului, avem dosarul pacientului deja. Și vă dați seama cât timp pierde asistentă să completeze acea foaie dimineața, la prânz și seara. Și dacă nu o completați, ce se întâmplă? Păi dacă îți vine un control, te-a luat după foaie. Nu contează cum e pacientul, foaia contează.
Și atunci... Cu timpul se vor digitaliza asemenea servicii, adică vor exista probabil calculatoare în care se vor preciza toate aceste informații, iar scriptologia va scădea, cum se întâmplă în Germania, Franța și așa mai departe. Dar ar fi bine să ne mai ușurăm puțin, măcar în punctul ăsta de vedere, pentru că ca și număr suntem puțini. Deci puțin și nu facem față tuturor solicitărilor. Pacienții sunt tot mai gravi. Nevoile dumnealor au crescut foarte mult în ultimii ani, pentru că bolile sunt grave. Dacă acum câțiva ani se internau pacienții, unii pentru pensionare, alții pentru diverse, și era foarte ușor să lucrez cu ei, acum avem efectiv pacienții gravi, gravi, la pat. Ori un pacient de la unul singur îți cere foarte mult timp. Și dacă tu ai un salon cu 5-6 pacienți, e greu să te ocupi atât de bine de pacient și să faci în același timp și toate dosarele la fiecare foaie. Este greu. Da, o concluzie, doamna doctor, pentru că am ajuns la final. Nu ar trebui să mai comparăm sistemul nostru de sănătate cu cel european sau cel american. Din punctul meu de vedere, și sistemul nostru este funcțional. Trebuie menționat că, de exemplu, la noi, timpii de așteptare sunt mult mai scurți decât în alte țări, unde se poate aștepta și 6 luni pentru o programare. La noi, în ambulatoriu de specialitate, trebuie să suni cu 30 de zile înainte pentru a-ți face o programare pentru luna următoare, ceea ce mi se pare absolut civilizat. Totul este gratuit în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate. Deci pentru cine dorește să realizeze o prevenție corectă, își poate efectua un set de analize uzual, o dată la 6 luni. Și poate programa până la urmă. Exact. Și poate face consult oftalmologic o dată pe an și cu siguranță va depista la timp foarte multe patologii care în timp ar necesita costuri foarte mari pentru a-și recupera starea de sănătate inițială. Da. Doamna Mira? Să aibă grijă la sănătatea dumnealor și să acorde o mare atenție prevenției, că pentru asta ne luptăm. Da. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost Mihaela Mira, coordonator campanie socială PSD Prevenim pentru Sănătate, și doamna dr. Mădălina Mitrache, medic primar oftalmolog. Eu sunt Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Ziua bună!